Tu ești nebun, cu ce au venit vikingii? G2A, pujolește prețurile, invadează jocurile, răpește G2A. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Kingdoms and Castles. Fix de unde v-am lăsat data trecută al vostru, drag și scump, nena Sky. Bă, hai să dăm un pic pe fast forward, că stăm aici și ne stă norocul. Așa, făcurăm în sfârșit vieții, frate, Town Square, mai vrem, mă, Town Square? Bineînțeles că acum vreau o tavernă, mama lui. Să facem arcaș și așa. Și tantea asta tot cu mâncarea, bineînțeles că, dar de ce nu? Avem doar doi oameni care stau degeaba. Nu știu ce să zic, my friends. Happiness. Îmi zice, mă, câți oameni sunt? 9 din 12. Ala naiba. Rezidenții doresc vecini. Îți dau eu vecini, de numai vecini îți dau. Vezi tu, la mine numai vecini. Vreau neapărat taverna aia. Bă, am și o întrebare. De ce nu vă duceți, mă, către piață pe aici? De ce ocoliți pe acolo? Nu pot să înțeleg. Invadează vin ceva, ca să vezi. Invadează vin, nu vine să crezi. Wow, incredibil. OMG. Da, lasă-i să invadeze, mă. Să invadeze, mă. Lasă-mă, e ok, mă. Este în regulă, my friend. Mă mănâncă să sparg asta de pe fața pământului. Ia mai să dăm așa, să dăm un demoliș și să dăm un man rapid de tot aici, să vedem dacă ne acceptă. Salut, vikingilor! Ce faceți, vikingilor? Bine v-am găsit, vikingilor! Vai, ce fericire pe mine, vikingilor! Dă-i pe fast forward. Hai să vedem ce ia foc de data asta. Puțu. Prima dată la făcuț. Mamă, dar oamenii nu glumesc, mă, nene, mă, dau foc la tot, mă. Băi, deci mă bucur atât de tare că sunt disperat cu puțurile astea, că nu știu ce făceam acum. Ok, cu mâncarea stăm extraordinar de bine, deci am fost foarte, foarte inspirați, foarte bine inspirați să facem asta aici. Mă bucură foarte tare treaba asta și cred că ajută și zilivada asta de aici. Nu cred că ne supără foarte tare. 4 lucrători la spital, deci dacă mai avem vreo... Ia uite. Minus 35 traumă de la recentul atac al vikingilor. Traumă, mă, ești nebun? Jesus. Nu știu dacă voi observați, dar noi nu mai avem piatra. Deci o să trebuiască super, super repede să mai dăm drumul la diverse. Că nu... Am uitat că mai e și asta o problemă. 500 este... Mamă, deci atât de tare mă bucur că avem mâncare acum. 18 bucăți de pâine. Sunt gata pentru a fi luate de către... Etică. Cred că o să șterg eu asta de aici. Că mă cam supără un pic. O să șterg drumul ăla că e degeaba. Ok, 5 oameni care stau degeaba. Bagă-i aici, pe toți 5. Fericire maximă, știu. Cu cărbunele cum stăm? Stăm ok, e în regulă momentan. Ok. Hai, mai vreau să mai vină oameni. Hai să facem un festival. Bag un festival să vină lumea. Ta-na-na-na. Nici nu știu din ce unghi să mă uit la el, că vreau să-i trag un print screen. Poate așa? Ceva de genul ăsta? A, dar nu cu zăpadă, că nu-mi place, vreau verdeață, mie îmi place cu verde. Ce, mă, s-a dus festivalul? Ui, câtă lume avem pe plus! Dă-mi un print screen, my friend. Atât! Bă, câtă lume avem pe plus? Repede, câte lume pe plus? Dă drumul la chestii. Open. Cărbunele, dă și la un cărbune. Nu avem nevoie atât de mult cărbune, dar e bun să fie. Așa, și hai să ștergem ăștia de aici. Demoleș. Și vreau, fă-mi te rog frumos, o tavernă. Cât e, mă? Stai că nu le zic cât e. A, e de două, da? Da. Vreau așa cu fața în partea asta. Perfect. Și aici putem casele astea două. Bun, și putem să trântim acolo un cotej de genul ăsta.
Așa, mă, nene, mă. Așa, mă, frumos, mă, să avem spațiu aici de muncitori, mă. Ok, ce am mai dezactivat? Am mai dezactivat ceva? Băi, nu cred. Nu cred că am mai dezactivat nimic, nu? Sper. Sper să nu fiu chior. Da, 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 îți fac acum taverna. Taci din gură, lasă-mă să trăiesc. Ok, deci ne-a ajutat mult festivalul ăla, văd. Avem 132... De ce avem 132 de oameni și doar 124 de paturi? Pe o faze cu... Iar n-avem mâncare? Ba da, avem mâncare. Avem foarte multă mâncare chiar. Ok, fiți atenți cum facem. Ce propun eu în felul următor. Eu propun să ne mai facem un grânar când strângem resurse. Serios? Ok. Bă, piatra ta unde se duce? Aici ar trebui să se ducă, nu? Aici sau acolo, mă rog, în funcție de cum te nimeri și tu. Deci eu aș propune... Tu de ce ești, mă, nefericit? Că n-are vecine. Tu ai de toate. Ești oarecum fericit. De asta n-are vecini și nu știu de ce zice el că n-are vecini, că peste strada de tavernă e super bine. Ok. Unde să punem noi grânarul ăsta? Unde să punem noi grânarul? Aș vrea să fac, deci, să le produc pâine. Hai cu încă două pietre. Fiți atenți cum facem. Hai să facem așa. O intersecție din asta dubioasă. Ok? Și să punem un brutar aici. Nu știu dacă fac bine ce fac. Și un grânar fix. Și bineînțeles că brutarul a costat piatră. Am uitat. E ok. What? Am uitat de ăsta de aici? Am uitat că mai avem aici o carieră. E bine, e ok, e regulă. N-ai panică, man. Cum stăm cu cărbunele? Stăm încă bine. E încă super, super ok cu cărbunele. Tu ce ești mai aici? Că nu le-ai zis. Ăștia sunt niște omuleți. Voi stați degeaba? Am înțeles. Ok. 20 de oameni care stau degeaba, eu zic că e super, super bine. Nu am absolut nicio problemă cu oamenii care stau degeaba. Băi, noi mai putem să mai trântim aici, am putea să trântim o livadă aici. În spațiul ăsta, nu? Că aici... Nu știu ce să zic. Da, mai să o facem așa. Și unul mic aici și gata. Și aici avem un spațiu de două bucățele unde putem să punem ce vrea sufletelul nostru, nu ne interesează. Ok. Gata, mă, s-a terminat? Așa, și un grânar aici, my friend. Rântește acolo, a fost de cap. Bun. Hai să vedem. Așa, mai putea... Mâncarea stăm deocamdată ok, stăm super, super ok. Mă gândesc să-i mai trântesc un manner dintre ăsta. Dacă s-ar decide și anul ăsta să... Așa, perfect. Să-l trântesc aici, eventual. Așa, și să începem ușor, ușor să vedem dacă avem posibilitatea să ne construim niște ziduri, ceva, nu știu cum să facem. Noi de aici la capitolul oraș am cam făcut de toate, ce n-am făcut bibliotecă până acum, niciuna, și putem să băgăm una pe aici pe undeva, nu cred că se supără nimeni. Așa, dar e timpul să ajungem aici, la frumusețele astea, văd însă că avem nevoie de extraordinar de multă piatră, extrem de multă piatră. Uite, mă gândeam acum că aici ar fi bun pe bolovanul ăsta mare să mai punem încă două cariere în stânga și în dreapta, numai că avem piatra asta care este neutilizabilă. Vedem că este mai închisă la culoare un picuț. Și ca să o distrugem pe aia, trebuie să punem chestii din astea. Vedem că zice rock removal, da? Deci îndepărtarea de pietre. Numai că pentru rock removal avem nevoie de 10 din astea. Unelte. Și uneltele se... creează la acest fierar, la blacksmith.
azi, până te decizi tu acolo, my friend, cred că este cazul să ne apucăm de o mină dintre asta de fier. Ce ziceți? Nu cred că e rău, nu? Bun, păi atunci hai să ne continuăm aici un pic de tot orășelul nostru, să extindem un pic aici, nu cred că se supără nimeni dacă extindem. 42 de săteni sunt cu ciuma și ne mai vine și un dragon. Mă, cu dragonul n-am probleme, că eu cu flăcările sunt super, super ok. Un orașul meu magnific. Ok, revenind aici la industrie, blacksmith-ul ăsta nu se știe câte 50 mai... Hai că mai am nevoie de o pietricică. Câte blocuri mi-au acum? 2. Ok, deci ne putem duce ceva de genul ăsta așa. Ok. O să avem nevoie de niște ceva pentru stockpile-ul ăla. Hai să vedem ce face gușterul de dragon. Consideră el că e ok să stai să se plimbe așa? Mă, dacă pe tine te coafează treaba asta, eu nu zic absolut nimic. Tocmai am observat că duc o lipsă de un puț aici. Nu știu de voi, dar... eu am nevoie de puțuri peste tot. Mamă, să te fie arătată că se... Uite-mă la el, mă! Bă, ne simt porcule, nu ți-ar fi mă rușine, mă, un pic așa, mă, de bun simț, bă! Ok, și stockpile... iarăși nu mai avem de niciunile. Ce-a făcut, mă? Am dat space, nu știu, space mi-a făcut ceva, dar nu știu ce mi-a făcut. My friend, aici cum te descurci cu pâinea? Hai că... not bad. Tu ai în continuare 18... nu înțeleg care e faza cu 18 loaves of bread. Nu știu, eu sper că toată lumea e fericită. Sper. Din tot sufletul. Meu mic și negru. Ok, 21 de oameni care stau degeaba, ceea ce este perfect. Perfect. Hai să mai băgăm aici un festival. Să ne mai vină omuleți în oraș. Cum e, băieți? 200 din 200, 377 din 450. Așa, și suntem cu maxim de populație. That. Băi, eu vreau să fac click pe ăsta, mă. Așa, spas, tai, tai. Ia mă încet, că mă panichez ușor. Ok. Și fă-ne aici, te rog eu frumos. Frumusețea asta. Și în momentul în care o să fie gata, aici punem numai fier și unelte. Bă, eu cred că numai unelte se pune acolo, nu? Unelte și armament, fii atent. Da, deci tot ce este de la blacksmith. Aia vrem să trântim aici în asta. În momentul de față, sincer, nu știu unde... aici? Cred că aici aduce, nu? Dar n-am idee. Știi ce ar fi? Fii atent. Hai să facem așa, nu avem nevoie de charcoal, nu avem nevoie de fier, avem nevoie de unelte și așa, bun. La fel și aici, my friend. N-avem așa, n-avem nevoie de fier, n-avem nevoie de armament, perfect. Ăștia să-și țină și ei momentan un stoc acolo. Și imediat ce terminăm frumusețea asta de depozit, îi rezolvăm și pe ei. Hai, încă o bucată, încă asta, atât. Perfect, bun, deci aici ce avem nevoie? Avem nevoie de unelte, fier, armament. Restul nu ne interesează. Bravo, tati, 22 de oameni care stau degeaba. Perfect, magnific, extraordinar. Oh, hai să vedem. De unde începem, cum o facem, cum o dregem, cum o... O mănâncă să mai pornesc aici un picuț așa să facem un drum până acolo. Așa, și să sperăm că e ok cu drumulețul ăla acolo, mic de tot. Băi, castelule! Ce faci, băi, castelule? Avem suficienți oameni? Da, avem suficienți oameni. Care produc în permanență. Întrebare. Eu dacă mai fac o mină aici de fier, te superi pe mine? Nu știu... Bă, știi ce am putea face? Hai că, man, așa, click dreapta. Noi avem posibilitatea să construim pe apă. Ia stați, mă, așa. Să vă arăt, nenasca, aici ce șmecherie putem face. Nu pot să-l mut pe ăsta, din păcate. Că de...
Dar pot să-l sparg și să-l dau mai încă un pic ca să mă asigur că aici omuleții mei au acces la minele astea. What? 7 constructori e nevoie pentru asta? 7? What the hell? Bă, ție poți să zic ce să-mi construiești? Ce să-mi produci? Da, mă, bă, fă-mă numai unelte, mă. Mamă, frate. Din păcate, asta e ce construiesc aici, este o platformă, nu este pământ așa să poți produce pe el ferme și alte din astea. Da, asta este ce se face acum. Uite, acum realizez că pe locul ăsta, pe aici, aș putea să fac niște ferme. Un surplus de mâncare nu strică. Gata? Bravo, ok. Demoliș, mă doare sufletul. Așa. Și stockpile aici. Perfect. Clic dreapta. Așa, și acum întrebarea mea este în felul următor. Industria asta, deci mă lasă să fac un Iron Man aici? Nu, nu mă lasă. Ok, perfect, perfect, perfect. Ok, și o să pun un drum aici, așa. Ok, și pe ăsta putem să îl demolăm. Ia uite mă, ești nebun. Ce ne-am tras noi aici? Ce frumos ne-am tras. Acum întrebarea mea e... Astea care au picat pe jos, le iau guștirii și le pun aici? Da, mă, fii atent, mă! Foarte tare, foarte, foarte tare. Bravo, dude. Tot respect. Așa. Bun, am rezolvat-o și pe asta acum. Cum stăm cu fericirea? Toată lumea este super, super fericită. Hai să vedem taverna. Ce are taverna? Consumă 10 mâncare pe an. Ok. Hai să vedem ce mai zic oamenii noștri cu agricultura. Tot așa, când se strică mâncarea. Ăsta e super fericit. Tanti asta e supărat acum că trebuie să facem un pic de armată. Gata, tati. Ne apucăm să facem un pic de armată. Ce să facem? Mai poți să mai zici ceva? Nu mai poți să mai zic nic. Avem lemn, avem piatră. Ok, cărbune. It's getting there, cum s-ar zice. Bun. Ce facem noi aici? Cred că avem nevoie de un chamber of war în primul și în primul rând pentru a construi câteva clădiri, da? Ok, întrebarea mea acum e unde ne ducem cu toată chestia asta? Cum putem noi să ajungem mai interesant pe aici pe noi, mă? Hai să vedem. Deci aș putea să mă duc pe aici cu un drum. Mă gândesc acum unde aș putea să extind un pic... părțile de locuit ale orașului, ca să zicem așa. Deci până acum ne-au venit vikingii pe aici pentru că de acolo considerai că e cel mai slab apărat orașelul nostru. Aș putea să mai fac aici o mică piață și să extindem în partea asta. Și să încercăm să ne facem aici un district din ăsta de apărare. Hai să vedem dacă ne este ceva interesant sau nu. Iar ne vin vikingii, ei, fericire pe capul meu. Ura! Pot mă să... Da, nu pot să trag. Trebuie să pun bloc cu bloc. Ok, și... A, ia uite. Ia uite-i mă, că ai iertat. Oh my god! Bă, ești cu capul! Tu ești nebun cu ce-au venit vikingii! Ce-i ăsta? Ce-i ăsta, frățică? Nu! 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 Să duce... O să-mi distrugă clădirile. Eu râdem, glumim că ne mai arde ceva, mai stingem un foc, dar... Nu-mi distruge grânarul, mama ta de gușter! Nu-mi distruge grânarul! Uite, bă, cum mi-a nenoroc, cum nenoroci. Oh my god! Oh my god! Oi, de capul meu. Ăsta nu mai pot să... Ba, dar pot să... Da, focul rămâne acolo. Oi, de mine și de mine. Bă, ești nesimțit rău de tot, bă. Ia uite, bă, ce-mi face, băi, nene, băi.
Și mai e și un dragon! Voi vă bate joc de viața mea. Mă jur că vă bate joc de viața mea. Și deci s-a dus numai și numai după grânar, da? Și se duce și după ăsta, este? Mi-e desuge și pe ăsta? Da, mă, ești nebun, mă! Bă, ești cu capul! Și nu te retragi! Ce mai distrugi acum? Livada! Oh my god! Nu, nu, nu! Nu, mama! Deci toate spațiile de stocare, totul mi-a distrus. Nu, nicio casă nu e atinsă. Toate spațiile de stocare. Bine, fraiere. Lasă-mă. Nu, e ok, e în regulă. Lasă că vezi tu ce-ți fac eu ție. Grânar aici, da? Ok. Vai de capul meu, du-te-mi și tu cu viața ta cu tot. Ia uite, bă, ce mi-a făcut, bă. Ia uite, bă, ce mi-a făcut, bă. Ia uite, bă, ce mi-a făcut, bă. Vai de capul meu. O să dau mă delete? Nu, trebuie să apăs neapărat demolare. Băi, câtă nesimțire, bă, nene, bă! Du-te și tu cu... Hai să mai vină niște oameni, să mai crească fericirea ceva, nici nu știu, pana mea. Dă-i pe fast forward. Vai de capul meu, ce hal mi-a dat-o, mă, nene, mă. Festival cu dragonul în oraș, știi că doar așa e... Da, mă, vă zură și nesimțit e ăsta, zi, sfătuitorul, că măcar să-i le ținem de mâncare. Fraiere, tu ai văzut că mi-a distrus toate grânarele. Sau ești chior, care-i problema ta? Ok, ne-au venit oamenii înapoi, Avem înapoi populațiunea. Ok, mamă, frate, de ce mi-a dat-o, în ce hal mi-a dat-o, gușterul. Of, lumea era. Deci aici pot să pun două case, sunt de acord, putem să punem una lângă alta. Nu mai facem pauză că m-am enervat prea tare și nu mai gândesc bine. Dragii mei, Neascai vă mulțumește foarte mult pentru atenția acordată. Dacă rămâsărăți cu mine până aici, o make like, un comment, un share. Oh, poate o abonare dacă nu o făcureți deja. Mama voastră de cușteri. Cine mă sună? Ia tineat, că acum cu nervi, știi? M-a văzut plin de nervi și mă sună lumea. Bună seara, București, bună seara, România. Pe data viitoare.